Gazmendan ar putea conta din nou pe serviciile lui Taher Bawab. Iordaneanul nu și-a găsit deocamdată echipă și este posibil să revină la Mediaș. Vom vedea dacă reușim să rezolvăm problema lui Târtovaț, care și-a dat un acord așa de principiu de a continua cu noi. Sper, dacă nu își va găsi echipă, să revină cât mai repede și Bawab. Albinegri l-au pierdut pentru o perioadă de câteva luni pe brazilianul Vitinho. Acesta a suferit o ruptură de tendon și trebuie să se opereze. Vitinho, din păcate, după remeneul care l-a făcut, are tendonul rupt și cred că va absenta o lungă perioadă de pe teren. Cred că 4-5 luni. A și plecat în Brazilia, unde se va opera. Va fi o perioadă dificilă pentru el. Nu găsim explicații, pentru că este o zonă în care tendonul se rupe foarte greu și el, având masă musculară destul de mare, a fost foarte probabil, după analizele amănunțite care și le va face, va descoperi ce lipsuri are și din ce cauză s-a produs acest accident. Pentru că la antrenament și la încălzire și n-am mai avut probleme de genul ăsta.